Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Acest episod probabil știu că va fi unul așa mai trist așa pentru voi, dar să știți că nu sunt așa motive de supărare. Ce este în titlu este adevărat, chiar vând Loganul, adică nu este clickbait, chiar o să dau această mașină. Probabil când o să postez eu episodul ăsta de o să-l vedeți voi, mașina va fi vândută. Eu fac clipul ăsta cu o săptămână până va fi vândută, dar când va apărea clipul ăsta pe YouTube, nu o să mai am această mașină. Știam că va veni și vremea asta, v-am anunțat de nenumărate ori prin car vlogurile mele că nu o să mai țin foarte mult timp această mașină, dar iată că a venit momentul să o și dau. Dacă sunteți curioși, mașina va pleca la un băiat din București, am vorbit cu el și o să ne vedem săptămâna viitoare, pe 21 să ia mașina, pe 21 august, cred că până o să pun eu clipul ăsta. Îi place mașina, i-am trimis poze cu ea și atunci va veni să o vadă, mă rog, vom face actele și o să o vând. Și cam asta a fost cu Loganul și eu sunt un pic așa mai trist pentru că m-am atașat de această mașină, dar este o prostie să te atașezi de mașini. Așa am făcut și cu prima mea mașină, cu acel Renault, și mi-a părut rău după ea. Îmi va părea probabil rău și după asta, dar eu nu o să mai am mult timp de ea. Ăsta este unul și din motivele vânzării, pentru că eu știți că m-am luat atestatul de camion, o să plec din septembrie pe camion și nu o să mai am timp de această mașină, o să mă satur eu de condus camioane și așa, deci nu mai am timp. Părinții au mașini și n-au ce face cu ele, eu am decis să vând această mașină. Și probabil că o să-mi cumpăr o mașină, dar deocamdată nu, pentru că, v-am spus, nu mai am timp de ele să mă ocup și am zis decât să stea și așa lunile astea că am stat. Și cam mai acum să vedem ce se va întâmpla pe viitor. Vreau să vă anunț de acum să nu-mi lăsați în comentarii întrebări, chestii, bă, cât ai cerut pe ea, cât vrei pe ea și chestii de astea, pentru că nu o să vă răspund. Vreau ca prețul acestei mașini să fie privat, nu vreau să vă spun cu cât o vând, ca să nu existe discuții și eu consider că este cel mai bine așa, adică să nu mai lăsați în comentarii cu cât ai vândut-o sau chestii din astea, pentru că nu o să vă răspund. Și cam asta a fost în acest carlog, așa cred că este ultimul carlog de pe acest canal cu acest loganaș. Ne va lipsi, știu că mulți dintre voi v-ați atașat de această mașină și o să-i duceți dorul, pentru că oarecum asta este și a doua mașină din viața mea de când am permisul de 4 ani și m-a format, să zic așa, foarte mult ca șofer, am iubit această mașină, știu că o am de 9 și cât a fost la mine, am fost foarte mulțumit de ea. În prezent mașina are 120.000 de kilometri real de când am luat-o eu. I-am făcut revizia, deci proprietarul va beneficia și de revizie. De ultima, bine, de fapt ultima revizie am avut-o pe la vreo 100, nu, pe la 90.000 a fost când am făcut o reprezentanță, acum am făcut revizia așa la un serviciu oarecare, dar va avea și revizia făcută și o să-i mai dau inclus în preț și anvelopele mele de iarnă, pentru că acum am pe mașină anvelopele de vară, o să-i dau și anvelopele mele de iarnă, eu nu mai am ce face cu ele, nu o să mai cumpăr mașini cu jante pe 15 și nu o să mai am ce face cu ele, așa că îi le dau să le folosească sănătos. Și cam asta e, o să vă fac un carlog în clipul ăsta inclus, așa să-l avem aici amintire, pentru că v-am spus, este ultimul video cu mașina de pe acest canal. Vă va lipsi și mie îmi va lipsi, dar asta e, știam că va veni și ziua asta. Loganașul a mers foarte bine, sunt foarte mulțumit de această mașină și a făcut banii la mine. Sper să se bucure și următorul proprietar de ea și ce să zic, să-l servească, să se plimbe foarte mult cu ea. Mașina asta consumă foarte puțin, de exemplu pe gaze în oraș consumă 9 cu aerul pornit și în afară, gândiți-vă, pe benzină mi-a scos și consum de 4, 3, 4, 5, adică consumă foarte puțin mașina asta. Eu unul am fost foarte mulțumit de ea, cât am fost, bine, încă sunt tânăr, cam 22 de ani, dar eu am fost mulțumit de țin această mașină de la vârsta de 19 ani și 3 ani de zile, aproape 3 ani, că în noiembrie se fac 3 ani de când am luat-o. La mine a mers și, ce să zic, am avut parte de așa să zic, am știut că am de nou, sunt primul proprietar și cam asta e. Haideți să vă arăt mașina și din exterior. Da, cam așa arată Loganul după 120.000 de kilometri la exterior. I-am pus și capacele. Rugină nu are, mașina merge foarte bine. Eu am fost mulțumit de ea. Este o mașină
super dacă ai pretenții normale de la ea. Haide să vă arăt și prin portbagaj cum se prezintă. În portbagaj am făcut ordine. Îi dau și această roată de rezervă. Este o roată de rezervă cumpărată de mine, nouă. Am dat undeva la 400 de lei pe ea din reprezentanță. Portbagajul este curat, mi-am luat majoritatea lucrurilor pe care le-am avut pe aici. Îi dau coarba și cu astea și aici îi dau ce am eu aici, triunghiurile, butelia de gaz, extintor, cricul, trusă de prim ajutor și compresorul de aer și kitul de pană. Îi le dau să le folosească. Portbagajul este curat. În spate, aici nu prea sta nimeni, am mai mult încărat așa cauciucurile când schimbam, devenea sezonul de iarnă sau de vară, dar persoane nu prea am cărat în spate aici. Este impecabil interiorul. Plafonul la fel, n-a fumat nimeni în această mașină și chiar nici prieten n-am luat dacă fumau sau chestii din astea, deci este impecabil. Cam așa se prezintă sfețele de uși. La interior aici este un pic mai murdar după cum se vede, dar o să o cură. Scaunele au mai căpătat așa mici pete, dar este normal, totuși este o mașină acum la mâna a doua și sunt normale chestiile astea, dar mă rog, cam așa vine mașina când o să se vândă. După cum v-am spus, are 120.000 de kilometri și cam așa, e impecabilă pe aici, pe sus. Eu am avut cât de mult posibil grijă de această mașină. Haideți să vă arăt și compartimentul motor. Nu are puncte de rugină. Da, cam așa arată motorul. Eu zic că este destul de curat. Da, deci motorul este 1.0 TCE cu GPL din fabrică, 100 de cai pe gaz, 90 pe benzină. Dacă nu știți, este Loganul de pe, motorul de pe Logan 3, fus pe Logan 2, pentru că modelul meu de Logan a fost ultima berlină fabricată, adică a fost fabricată prin noiembrie 2020 și în decembrie 2020 a apărut Logan 3. Da, merge foarte bine motorul, are și freon, merge foarte bine aerul condiționat, în rest nu mi-a pus niciun fel de problemă. Și cam așa se prezintă pe exterior Loganul pentru ultimul clip așa de pe acest canal. I-am mai reparat așa micile imperfecțiuni, micile defecte, dar în mare parte voi știți mașina și știți cât de grijă am avut de ea și am mers foarte frumos cu această mașină. Bun, haideți să trecem și la carvlog. Da, am revenit și de la volanul Loganului aici, ultimul carvlog cu această mașină de pe acest canal, fraților, nici nu vine să cred că am ajuns să dau această mașină, dar din păcate, v-am spus, nu mai am timp să mă mai ocup de ea. Ultimul carvlog, vreau la clipul ăsta foarte multe like-uri. Dacă ați ajuns până la minutul ăsta în clip, vreau fiecare persoană care vede acest clip, vreau să dea foarte multe like-uri. Această mașină merită foarte multe like-uri. Este mașina cu care am mers cei mai mulți kilometri din viața mea și mașina care m-a educat în trafic și m-a făcut să fiu șofer adevărat. Haideți să dăm și noi drumul la acest carvlog, ultim carvlog cu Loganul. Mașina asta, după cum vedeți, merge foarte bine. Dacă vă întrebați unde sunt în parcare, aici la Galeria Mall în Buzău. Și o să dăm o tură pe aici prin oraș, dar acum o să mergem încet pentru că prin zona asta pe aici sunt foarte multe grope, așa să zic. O să dăm așa o tură pe aici prin oraș și cam asta e. Vedem și noi cum mai merge Loganul. Voi și așa n-ați mai văzut de foarte de mult timp carvloguri pe acest canal. Merge, după cum vedeți, merge foarte bine mașina, răspunde bine la comenzi. Nu prea am așa idei să vorbesc, mai mult vreau așa să vedeți și voi cum merge mașina, pentru că știu că n-am mai văzut-o de foarte mult timp. Da, cam așa se comportă mașinuța. Acum știu că o să ies în trafic și lumea o să se uite ciudat la mine pentru că am dita mai camera pe cap, dar n-are nimic, este ceva normal să filmezi un car vlog, în ziua de azi toți filmează. Ultimul car vlog cu această mașină din Buzău și de pe acest canal. Vreau foarte, foarte multe like-uri la acest episod.
Traficul este nici chiar aglomerat, dar nici liber, să zic așa. Haideți că am prins și eu momentul să mă bag acum. Frumos așa. O luăm pe aici prin zona mall-urilor, zona Shopping City Buzău. Vom da o tură de oraș și după vom face și noi finalul acestui car vlog, pentru că nu vreau să iasă nici prea lung clipul ăsta. Vreau cât de cât așa să fie în limita bunului, simți cum v-am obișnuit de altfel. Și cam asta e. Ah, deci Buzău este sâmbătă când filmez eu. Este destul de liber. Și la Carrefour aici în parcare, da, este destul de aglomerat, dar e și sâmbătă, lumea e, vă dați seama, iese la cumpărături. Este, na, acceptabil. Nu prea mai am așa cuvinte ce să vorbesc, mai mult, nu știu, să mă plimb așa pe aici prin oraș. Este ok, aici avem un speed bump din ăsta, trebuie să-l luăm frumos așa încet cu treapta a doua. Gata. Nici nu știu prin ce zonă să vă mai duc, că mi se pare că v-am dus cam prin majoritatea zonelor. Nu știu, haideți să vă duc pe aici prin zona Tineretului, pentru că știu că prin zona Tineretului nu v-am mai dus de foarte mult timp. Avem aici un biciclist, trebuie să fim atenți. Așa. Să ne schimbăm și noi pe a doua bandă. Dar na, sper să se vadă bine acest Carlo, fiind și ultimul Carlo cu această mașină. Ar fi culmea să se vadă prost acum. Știți? Adică na. Bă, e foarte frumos, frate, să conduci Dacia, mai ales Logan, fiind mașina noastră ca și români. Uitați-vă la voi cât de micuț e, o simți așa, nu știu, ușuric așa de la mers, nu știu dacă m-am exprimat bine, dar nu știu, parcă ți-e drag așa să o conduci, nu știu cum să mă exprim. Intră frumos în viteze, n-ai treabă cu ea. Ai loc în ea, chiar este spațioasă față de un BMW seria 1, chiar e mult mai spațioasă înăuntru. Adică, nu știu, eu cel puțin la înălțimea mea, că nu sunt nici o persoană foarte mare, nici foarte scund, am 1,83 și 65 de kilograme, dar, nu știu, eu cel puțin m-am simțit foarte bine în acești 3 ani, nu știu, eu m-am simțit foarte confortabil în această mașină. La început eram un pic mai ciudat, fiind și prima mea mașină nouă și Logan, dar cu timpul mi-am dat seama că este o mașină foarte bună, dacă ai pretenții normale de la ea și nu ai figuri și chestii din astea, o să-ți satisfacă nevoile exact cum dorești tu. Nu știu, eu am avut pretenții normale, adică nu este nici foarte dotată, am un radio CD cu MP3 și merge și prin Bluetooth, adică poți să pui melodii și prin Bluetooth, nu trebuie cablu jack. Clima este cea normală, îți mulțumim că am aer condiționat, are gaz, ce mai vrei, are start-stop la semafor pe care nu l-am folosit niciodată, geamuri electrice pe față, servo, adică nu știu, are dotări elementare de anul 2020 când a fost ea făcut, adică nu se poate compara cu Mercedes S-Class, vă dați și voi seama, dar nu știu, adică pentru România, cel puțin și pentru taximetriști, Uber, Bolt, mi se pare mașina ideală. Da, stăm aici la semafor, gata, s-a dat verde. Vom da și noi o tură pe aici, prin oraș, prin zona Tineretului. Aici sunt mai multicele gropi, așa, dar să fim sinceri, acum nu cred că există oraș fără gropi. Na, și cam așa se comportă mașina. Am fost foarte mulțumit de această mașină. Nu știu dacă o să mai găsesc o mașină fiabilă și bună ca și întreținere ca și aceasta. Mă îndoiesc, dar timpul le va decide pe toate, o să vedem ce se întâmplă în viitor și cu canalul. A, da, chiar, și dacă sunteți curioși ce o să se întâmple cu canalul din septembrie, pentru că mai puțin de o lună și s-a sfârșit vara, din septembrie am zis să schimbăm tematica canalului, chiar dacă cu timpul o să-mi iau altă mașină și nu vreau să vă dau mai multe detalii. Acest canal
va primi și vloguri cu camioane, pentru că știți din clipurile trecute că eu am obținut categoria C+E, atestatul și putem lucra, să zic, legal, fără nicio problemă. A, da, și cardul tahograf, putem lucra legal, fără nicio problemă, pe orice camion. Și o să mă angajez, o să vedeți, o să mă angajez pe un camion și o să vă fac track vlog, dacă vreți, o să vă dau așa sfaturi pentru început. O să, nu știu cum să zic, o să evoluăm așa împreună pe acest canal cu majoritatea clipurilor. Știți că eu fac clipuri random, nu am niciun clip stabilit dinainte, fac exact cum îmi vine așa în minte. Și eu zic că este un lucru bun, pentru că eu fac clipuri naturale, adică nu fac edituri. Ați văzut, majoritatea carlogului nu editez, nu tai, nu pun tot felul de prostii pe clipuri. Eu pur și simplu filmez cum merg cu mașina și cam atât. Adică nu stau să fac multe detalii, așa să zic. Na, și cam ăsta e traficul din Buzău, așa. Asta e, să nu fiți supărați, fraților, că dau această mașină. Dar v-am spus de ce o dau. O să vină și altă mașină pe canal. Deocamdată ne axăm mai mult pe camioane, pentru că na, trebuie să-mi găsesc și eu un job, pentru că am terminat facultatea asta și nu prea mai am așa ce să fac. Vreau să-mi găsesc și eu un job. Știți că mie personal sunt pasionat de mașini, de camioane și iubesc foarte mult să conduc. Și de asta m-aș atras așa să încep să, na, să mă angajez pe camioane, să obțin permisul de profesionist și chestiile astea. Pentru că am zis să trecem și la ceva mai mare pe acest canal. Și vom vedea cum va fi la volanul camionului. V-am spus, din septembrie o să-mi caut și o să mă angajez și când o să mă angajez și o să luăm și camionul în primire, să zic așa, o să vă țin la curent cu fiecare detaliu și vom face și track vlog, să zic așa, pentru că vor urma și car vloguri după ce o să-mi cumpăr mașină, dar momentan ne vom axa pe partea de camioane. Dacă mai aveți întrebări legate de camioane, de școala de șofer, de așa, sunt răspuns, îmi lăsați acolo în comentarii să vă răspund. Și că am văzut că mai îmi lăsați câțiva întrebări, de exemplu, cât a costat școala de șofer pentru profesioniști, cum este cu atestatul de marfă și chestii din astea. Aici o las puțin mai încet pentru că este puțin drumul nenivelat. Și cam așa se prezintă Loganul. Știu că m-am repetat de foarte multe ori în acest car vlog, dar na, am și eu puține emoții pentru că este ultimul car vlog cu această mașină, chiar... Să vă zic așa, nu știu, parcă îmi pare rău așa după ea, dar nu știu că nu e bine să dai așa o mașină cu părere de rău, pentru că nu prea o să se bucure de ea. Mie îmi pare puțin rău pentru că vă dați seama, am ținut la această mașină, nu mi-am bătut joc de ea și, nu știu, simt așa, parcă se desprinde ceva din mine. Bine, nu este ca și un membru al familiei, pentru că, na, membrii familiei sunt mult mai importanți decât o mașină, astea, până la urmă, sunt niște fiare. Dar nu știu, parcă m-am atașat, eu sunt o fire mai prostuț, așa să zic, nu știu, mă atașez așa de lucrurile astea materiale, așa, dacă mă înțelege ce vreau să zic. Și nu este bine, v-am spus, nu e bine să te atașezi de lucruri. Mai importante sunt familia, mai importante sunt sănătatea și, nu știu, să ai o casă, așa, nu știu, să ai strictul necesar din punctul meu de vedere. Și cam asta e. Abia aștept să încep și seria cu track vloguri, să vă filmez când conduc eu camionul, când fac curse, când chestiile astea de sunt la muncă. Chiar atunci sunt convins că o să crească foarte mult canalul și na, sper că o să vă mulțumesc și eu pe voi. Și cam asta e. Acum suntem pe aici prin zona Bazar. O să ne ducem, ia uitați ce noroc, o suntem amprinși verde. O să ne ducem către zona din centru a Buzăului și după probabil că o să facem și noi finalul acestui clip, pentru că nu vreau să-l fac nici lung. Ați văzut cum mai este Loganul, merge, a mers din prima zi foarte bine, n-am avut nicio problemă cu această mașină. Și ce să zic, sper să se bucure și următorul proprietar de această mașină exact cum m-am bucurat și eu, să nu aibă probleme cu ea. Aici am încetinit pentru că trecerea asta este destul de periculoasă, mulți oameni nu sar așa să zic în fața mașinii, nu se asigură deloc. Bine, chiar dacă eu ca și șofer am tot dreptul așa să zic să le acord prioritate, dar să fim sinceri, nici cu unii pietoni nu mi-e rușine, adică să arunc așa ca nesimțiți pe trecere. Pentru că este posibil ca șoferul să îi bată soarele în parbriz și să nu-l vadă și atunci îl va lovi, pentru că na. Deci nu, trebuie și pietonii să aibă cel puțin bunul simț, așa să zic, și puțin respect. Nu, puțin respect nu strică. Acum să vedem pe aici dacă putem să găsim și noi un loc unde să ne oprim.
să facem și noi finalul acestui car vlog. Cred că intrăm pe aici. Așa, să vedem și noi pe aici prin, pe la banca BCR pe aici. Ne vedem și noi dacă găsim și noi un loc unde să oprim pe aici. Uitați, haideți că am găsit, chiar dacă este drum cu înfundătură, dar o trag și eu aici cât opresc acest car vlog. Așa, pentru că nu vreau să fac nici lung. Bun, fraților, cam ăsta a fost ultimul car vlog cu Loganul de pe acest canal. Sper că v-a plăcut, vreau foarte multe like-uri la acest clip. Eu sunt Cosmin și ne revedem data viitoare. Pa, pa!